Bună ziua, bine v-am găsit la șifonierul cu whisky. Astăzi mă vedeți cu o bere, semn că vreau să fac o emisiune introductivă pentru ceva, adică nu degust nimic, nu analizez nimic. Normal trebuia să facem astăzi review-ul la Lagavulinul de 8 ani, dar am zis că trebuie să fac o introducere, să înțelegeți exact ce înseamnă acest 8 ani și cât de important este trecut numărul 8 pentru un whisky din Islay. Și trebuie să facem introducerea asta încetul, pentru că încetul cu încetul. Eu știu că beau bere. Eu știu că poate plictisesc cu emisiunile astea de 30-35 de minute. Dar trebuie să înțelegeți că avem doar 545 de abonați, adică un mare rahat. Știam la ce mă înham. Pentru că îmi spunea cineva că în România nu există interes pentru whisky. Da, asta știam dinainte, știam la ce mă înham. Dar în România nu există interes pentru nimic. Pentru că ne dăm noi băutorii latini, suntem latini și bem vin noi. Aiurea, există o cultură a vinului la noi, în afară de... E adevărat, comparat, există o cultură, dar... Dacă întrebi pe cineva să-ți vorbească despre vin, există vreun canal de vin referitor la vinuri? Nu. Românul e cu vinul de butuc, ăla e cel mai bun. Să fie mult în stomac, să ne hăhăim și să ne hlizim, că asta prinde la noi, hăhăiala, hlizeala, și să stăm în beznă. Dacă cineva încearcă să te lumineze într-un anumit domeniu, nu contează că fac eu la whisky aici. Poate să fie altcineva. Pun pariu că dacă mâine încearcă cineva un canal de vinuri sau de bere la noi în țară, tot o să aibă poate 1000 de subscriber, nu 545 cât avem noi. Deci dublu interesul, dar tot un interes minuscul. Pentru că așa e românul. Dacă încerc să luminez puțin într-un subiect anume, nu neapărat legat de băutură, și în alte subiecte, consideră că faci pe deșteptul cu el. Ia uite-l, bă, și pe figurantul ăsta, bă. Ia uite, bă, îmi dă mie lecții. Și știam, că suntem, românii sunt cu berea, că sunt a șasea țară la consumul de bere din Europa. Că prima e Cehia și a doua e Germania. Da, ales țări cu cultură și cu oameni care au o cultură a berii. Românul, că e pe locul 6, România, că e pe locul 6 în Europa, nu înseamnă neapărat că are o cultură a berii. Înseamnă că bea bere la pet, să se umfle în stomac. Că asta e important. Mult, mult, să stăm în lumină, să stăm în beznă, iar dacă cineva încearcă să ne scoată din beznă, din hăhăiala noastră, ia uite-l, bă, și pe figurantul ăsta. Așa că nu mă interesează dacă fac emisiuni de 10 minute sau de emisiuni de 35 de minute, 40 de minute, plictisind lumea. Având în vedere că nu există interes pentru acest canal, eu nu câștig niciun ban de la YouTube cu 545 de subscriberi. Și nici nu vă spun, dați-mi subscribe, nu sunt ca aia, dați-mi subscribe! Dai dacă te interesează, nu suport ideea de a impune cuiva ceva. Acum... Că-mi pierd ideile. Să începem să vorbim puțin despre distileria Lagavulin, niște date tehnice. Aoleu, Suzy. Las-o. Deci ați putut tehnică. Să vorbim despre distileria Lagavulin. Lagavulin are o capacitate medie pentru o distilerie de single malturi. 2.250.000 de litri de new make produși pe an și nu se ajunge, cum s-ar spune, și o să vă spun exact de ce. Cea mai mare distilerie de single malt, cele mai mari sunt Glenfiddich și Glenlivet. Glenfiddich având 9 milioane de litri pe an produși de new make, iar Glenlivet în jurul a 8 ani. Apoi urmează Glenmorangie cu aproape 7 milioane. Iar Balvenie cu vreo 6 milioane și jumătate. Astea sunt minuscule comparativ cu distileriile de grain sau cu distileriile de bourbon. Deci nu compar cu distileriile de bourbon care au zeci de milioane în America. Dar
Iar Lagavulinul la 2.250.000 e medie, pentru că foarte multe distilerii în Scoția de single malt au în jur la 1 milion, sub 1 milion, câteva 6, 7, 800, 1 milion, jumate, 1 milion. Deci o distilerie medie. Are, din punct de vedere al capacității, are 4 cazane, 2 wash still-uri și 2 spirit still-uri. Wash still-urile au undeva la 10.500 de litri capacitate, spirit still-urile au, cazanele de spirit au undeva la 11.500, ciudat, pentru că de obicei cazanele de wash sunt mai mari decât cele de spirit. Sunt cele mai pitice cazane pastiluri din Scoția, au undeva în jurul a 3, înălțime mă refer, 3 metri. Cele mai înalte sunt cele de la Glenmorangie, care au aproape 7 metri, 6 metri și jumătate. Dublu distilează, adică până la 68-69 de grade concentrație alcoolică New Make-ul. Cam în zona aia se opresc toate distilăriile din Scoția. Bruichladdich-ul lasă undeva la 71, dacă nu mă înșel, un pic mai mult. Și bagă la maturare în butoaie la 63,5% concentrație alcoolică, adică îl diluează puțin cu apă înainte de a-l băga în butoaie. Acum, referitor la expresii, poate am făcut eu o greșeală data trecută când am spus că Lagavulinul de 16 ani este lăsat 14 ani în ex-bourbon și 2 în sherry, pentru că știu care finish-ul în sherry. Dar dacă e să o luăm logic, matematic, existând expresia de 12 ani care este 100% în ex-bourbon, ar însemna că este ținut și ăsta tot până la 12 ani în ex-bourbon și 4 ani în sherry, nu 2 ani, cum am spus eu. Nu ni se precizează nicăieri pe niciun site, trebuie să deduc eu chestiile astea. Uneori mă enervează lipsa asta de informații și misterul ăsta. Ce ar mai fi de spus? Ca expresia la 260-270. Mai există expresia Distiller's Edition, pentru că Lagavulinul aparține de Diageo și Diageo își pune distileriile să scoată acest Distiller's Edition, expresia cea mai cunoscută de la distileria respectivă, în cazul de față Lagavulin de 16 ani, este dublu maturată în butoaie exotice. Adică are 8 ani în Sherry Oloroso și 8 ani în Pedro Jimenez. În ex, bineînțeles, butoaie în care au fost sherry-uri. Din păcate, tot la 43 de grade și tot filtrat la rece. Cât cer? Păi v-am mai spus și când am vorbit despre Culila sau despre Oban, că prețul crește la această expresie cu 40-50% mai mult decât expresia de bază. Deci să vă așteptați ca Lagavulinul Distiller's Edition să o găsiți în jurul a 400 de lei. Merită? Nu merită? Personal nu aș da 400 de lei pe așa ceva. Deși știu că este ceva foarte interesant. Gândiți-vă că Lagavulinul de 16 ani, am uitat să spun chestia asta data trecută, este un Peat Monster, are în jur a 45 de unități ppm. Iar e interesant cum ar arăta expresia asta, puternica afumată a Lagavulinului, ținut în sherry 16 ani, două tipuri de sherry. Și lumea spune că este un Sherry Bomb Peat Monster, un fel de struțo cămilă. În sensul că este și Peat Monster și Sherry Bomb. Sunt curios. Dar să dau 400 de lei pe tot 43 de grade? Nu, mersi. Dacă ar fi o reducere de Black Friday, să zicem, să-l lase la 320-330 de lei, da, ar merita luat. Atunci da. Dar așa la 400 de lei, nu mersi, pot să-mi iau alte lucruri mai interesante la 400 de lei. Există expresia de 8 ani, care a fost introdusă acum 3 ani de-abia, e o chestie nouă. O să vorbim în episodul viitor despre această expresie. Și mai există expresia pe care eu mi-aș dori eu, dar costă prea mult și o să vedeți de ce costă prea mult.
pentru ceea ce este. Există Lagavulin de 12 ani, ex-bourbon, la cash strength, la tărie de butoi. Diferă tăria de butoi de la an la an, într-un an 55, într-un an 57, într-un an 58, 56. Și o să vorbim peste câteva minute ceea ce înseamnă tăria de butoi. Bineînțeles, e nefiltrat la rece pentru că nu necesită filtrare la rece. V-am mai spus în episodul trecut ceea ce înseamnă cu cât e alcoolul peste 4-6, cu atât nu ești filtrat la rece. Și am impresia că este și necolorat. Deci, practic, whisky-ul ăsta îndeplinește tot ce și-ar dori un cunoscător în ale whisky-ului. Nefiltrat, necolorat, cast strength, 12 ani. Adică nu e nici tânăr. Cât costă? Pitted, un Pit Master, pentru cei care vor pitted, costă în jurul a 500 de lei. Și zic, ok. Eu am aici un Red Breast de 12 ani, cast strength, la 58,2 grade. Deci tărie de butoi, tot cast strength. L-am luat cu o reducere la 285, dacă nu mă înșel, de lei. Prețul lui este undeva la 330. 330, 340. E o diferență cam mare între 330 de lei și 500 de lei. De ce îmi cer Lagavulin de 12 ani 500 de lei? Pentru că există whisky-uri tot cu 12 ani în spate și tot cast strength cu 50% aproape, nu 50%, cu o treime mai ieftine. De ce cereți? Ok, ăsta e single pot still, înțeleg. Asta nu înseamnă că e mai scump, mai ieftin. Și aici, în momentul ăsta, va trebui să vă plictisesc groaznic. Că va trebui să încep o discuție serioasă, pentru că trebuie să înțeleg, o să ziceți, a, iar mă neplictisește dobitoc ăsta. Nu, pentru că dacă eu este să mă adresez cunoscătorilor, câți cunoscători de whisky sunt în România? 300, 400, 500. Îmi spunea Otilia, păi să vezi cât o să crească canalul nostru. A, a crescut rapid, până la 500 și ceva. Foarte rapid. Da, pentru că erau oamenii interesați de pe grupurile Facebook. Pe Facebook îți dai seama de interesul pentru whisky în țara asta după cât de mari sunt grupurile pe Facebook. Dacă grupurile la noi cu specific de whisky sunt la câteva sute, 200, 400, ăsta e interesul. Și am zis, stai liniștită, că ăștia care dau subscribe acum, ăștia sunt oamenii interesați, sunt oamenii de pe grupuri. Ceilalți, odată ce se termină oamenii de pe grupuri, o să rămânem la 5-600 de subscriber. Și exact cum am spus eu, așa a fost. Că nu mai avem subscriber, nu mai crește nimeni. Pentru că eu m-am adresat oarecum cunoscătorilor sau oamenilor interesați. Care este scopul meu? Scopul meu este să explic în emisiune anumite chichițe, să explic ce înseamnă pitted, unpitted, să explic ce înseamnă cast strength, pentru că oamenii nu sunt educați în țara asta. Și eu încerc să mă adresez oamenilor ignoranți în subiectul ăsta, care trăiesc în beznă referitor la whisky. Dar poate cine știe, poate pot fi convertiți. De ce nu? Am răbdare, nu caut popularitate, am răbdare, în weekend-uri am răbdare. Și așa mă plictisesc în weekenduri. Nu fac ceva, fac ceva din pasiune. La o vorbă cu cineva care este dincolo de ecran, de monitor. Și acum, trebuie să explic de ce... trebuie să înțelegeți ce înseamnă cast strength. De ce un whisky cast strength este mai scump. Normal, o să ziceți, dă, are mai multe grade. Nu. Și hai să explic exact ce înseamnă cast strength și de ce ăsta este mai ieftin decât Lagavulinul de 12 ani cast strength. V-am mai spus că
Whisky-ul scade, se evaporă, se duce din concentrația lui alcoolică cu 0, între 0,5 și 1% pe an. Deci de aceea majoritatea whisky-urilor Cask Strength sunt non-age statement, adică tinere. Pentru că pentru a fi să poată fi puse la vânzare la tării foarte ridicate, vedeți Aberlour sau Aberlour, nu știu niciodată cum se pronunță, ori Aberlour, ori Aberlour, Abuna. 60, nu știu cât și ziceți, 61, Glenfarclas 105 sau, 60 de grade, nu știu de... Da, dar sunt tinere. De ce? Pentru că în 7-8 ani de la 63,5% cât au fost puse în butoi, nu a scăzut foarte mult concentrația. 3-4 grade. De asta, dacă vrei ani mulți în spate, mamă ce mă enervează câinele ăsta. Dacă vreți ani mulți în spate, 15 ani Cask Strength, 12 ani, 15, sunt whisky-uri la 20 și ceva de ani Cask Strength, trebuie să aveți răbdare și să vă rugați să, cum să fie vremea. Pentru că, închipuiți-vă, aveți un whisky de 25 de ani Cask Strength. Bine, acum o să puneți întrebarea. Păi, Petane, uite, în 25 de ani sau 30 de ani, vezi whisky-uri la 30 de ani la 52 de grade sau 51 de grade? Asta înseamnă că ăla are 30 de ani. În 30 de ani ar fi trebuit să-i scadă concentrația alcoolică la peste 20 de grade. Deci cu peste 20 de grade, între 15 și 30, că 0,51 pe an. Iar tu ai spus că se bagă în butoaie la 63,5% puțin diluate. Iar dacă scădem 20 de grade, ar fi la 40 și nu știu cât de grade, deci n-ar mai fi Cask Strength. Cum de a ajuns el la... Cum e de la Cask Strength? Cum e la Cask Strength? Când producătorul are de gând să lase ceva 25 de ani sau 30 de ani și vrea să obțină Cask Strength, îl bagă direct cum l-a luat. Nu-l mai diluează până la 63,5, îl lasă la 69-70 cum a luat New Make-ul, cum l-a băgat. Și închipuiți-vă, de asta asemenea whisky-uri la 25-30 de ani costă sume fabuloase. Când vă întrebați, băi, dar gândiți-vă, uite, așa arată un butoi, da? Ăsta e... Asta e circumferința lui, da? Îl băgăm plin. După 25 de ani cam atâta scade și ăla zice, bă, l-am lăsat 25 sau 30 de ani. Da, pun apă și îl ridicam până la jumate. Nu, ăștia care îl vând și la Cask Strength vând doar ce rămâne pe fund. Deci vă dați seama că trebuie să scoată banii. Timpul pierdut, volumul pierdut de whisky, concentrația alcoolică pierdută, faptul că nu bagă diluare, nu-l diluează cu apă. Chestiile astea costă și trebuie să scoți banii în sticle. Înțelegeți? De asta un whisky de 25 sau 30 de ani, Cask Strength, va fi mai scump, pentru că e rar, raritatea o plătiți. Bine, și vă alegeți și cu ceva, dar unele, și aici o să ajungem în celălalt subiect. Subiectul dureros. Până aici am fost cât se poate de calm. Acum o să iau pe arătură și o să fiu foarte incisiv. Incisiv. Nu știu dacă... Până la urmă tot e vina noastră a consumatorilor, că nu suntem educați în anumite lucruri sau suntem hrăpăreți. O să vedeți exact despre ce vorbesc. Acum va trebui să vă explic de ce un whisky pitted întotdeauna din Isla va costa mai mult decât un whisky unpitted. Lagavulin, există următoarele expresii Lagavulin. Lagavulin de 21 de ani. Cât costă Lagavulin de 21 de ani? E bineînțeles prezentat la tărie serioasă, adică nu se joacă. 54, 55, ceva de genul ăsta, 52. Toate astea de peste 20 de ani la Lagavulin sunt prezentate la peste 51 de grade. Adică oamenii nu se joacă. Dar și cer bani de te seacă. Lagavulin de 21 de ani costă undeva la 400 de euro sticla, 450 de euro sticla. Și vă întrebați, păi un whisky de 21 de ani nu ar trebui să depășească 150 de euro. Hai, în cel mai rău caz 200, de ce îmi cer asta dublu? Lagavulin sărim și apoi se face un pas
uriaș între Lagavulinul de 21 și Lagavulinul de 25 de ani. Lagavulinul de 21 de ani costă undeva la 400-450 de euro. Lagavulinul de 25 de ani, deci doar 4 ani în plus, ajunge la 1400-1500. Deci cum a crescut de 3 ori, 4 ori prețul în doar 4 ani? Și o să vă explic de ce. Bă, ce mă enervează mă țara asta. Dar lasă. Uite cum se va jos. Ok, lasă, ok, lasă, meargă. Închid până... Nu, nu, lasă că au plecat mâțele astea. Am crezut că sunt ăștia ai mei. Lasă, ok, hai să ne întoarcem. Nu că mă derează. Și să vă explic. Un whisky pitot. Deci hai să luăm cele mai bune exemple, că avem aici noroc că am primit de la, avem aici un Blair Athol primit de la Riff, că o să facem review peste două episoade. Deci Highlands Unpeated. 0 ppm. Iar aici avem un Lagavulin de 8 ani, light ppm. 0 ppm, 30-35 ppm. Un whisky, dacă este prin procedeul de kilning, afumat, peated, chiar dacă este tânăr, la 6, 7, 8 ani, acea afumătură va masca tinerețea lui. Nu vom simți spiritul în el, nu vom simți alcoolul care să ne lovească în nări, nu vom simți alcoolul care să ne ardă pe gât prea rău, cu acel miros de grain, de alcool, până la urmă. Ăsta este marea șmecherie cu pitetul. De exemplu, acest Lagavulin de 8 ani are 48 de grade. Acest Blair Athol, tot de 8 ani, tinere, deci amândouă, are 46 de grade. Logic, tehnic, ar trebui ca ăsta să ne ardă mai tare și să simțim alcoolul, pentru că are cu 2 grade mai mult. Dacă faceți comparația între ele, și o să facem peste câteva, ăsta este mult mai ușor de băut, mult mai matur, mult mai plin, mult mai prin pitetul respectiv, pe când ăsta pare ușor stringent. Acel procedeu de kilning, de afumare, maschează tinerețea unui whisky. Gustul nostru și mirosul nostru, prin acel pit, prin acel miros de turbă, este băgat în ceață. Noi nu mai simțim la creier și nouă ni se pare. De asta este cererea atât de mare pentru whisky-urile peated tinere. Dacă vă uitați la whisky-urile din Isla, o să observați că 80-90% din whisky-urile Isla, din stocurile din Isla, se vând tinere sub 10 ani. Marea majoritate a acelor whisky-uri sunt vândute tinere, sub 10 ani. Pentru că lumea vrea peated, lumea vrea afumătură. De ce whisky-urile din Highlands sau din Speyside nu sunt vândute tinere? Toate trebuie să aibă 10-12 ani. Pentru că nu sunt peated. Și se simte spiritul în ele, dacă sunt tinere. De ce distilerii din Speyside sau din Highlands au început să facă peat monster? Chestii, uite, Glendronach a făcut variantă peated. Berriach face peated. De ce? Pentru a cuceri acest public ceva mai tânăr și a scoate niște bani. Deși Speyside-ul, prin definiție, este cunoscut pentru ceva light și parfumat. Să încercăm și chestia asta pentru că prinde. Care e avantajul? Avantajul este că există cerere, se vânde, nu se poate și nu are rost să le lăsăm 10, 12, 14, nu știu câți ani. De ce să așteptăm noi atâta? Apoi, un whisky peated, să zicem Lagavulin de 25 de ani. Un Lagavulin de 25 de ani nu este pentru un peathead, pentru un tip care vrea afumătură. De ce? Pentru că un whisky peated, cu cât este lăsat mai mult în butoaie, prin procesul, prin evaporarea alcoolului, se duce și din afumătura lui. Înțelegeți?
Plus că apar butoaiele, influența, apare influența butoiului, care își lasă stejarul respectiv și iar se duce din pită. De exemplu, un Lagavulin de 16 ani are 45 ppm. Ia fumat de nu se poate. Un Lagavulin de 25 de ani e undeva la 20 ppm. Deci cineva care vrea, că vezi tot felul de retardați, bă, mi-a luat un Lafroic de 25 de ani sau un Lagavulin de 25 de ani și n-am mai simțit afumătura aia. În general, oamenii care nu sunt informați și au bani mulți și aruncă cu banii fără să se informeze. Oameni buni, înțelegeți că se duce din afumătură. De asta, pentru, există o adevărată modă, un adevărat trend acum pentru whisky-urile peated. Și de asta whisky-urile din Isla câștigă, whisky-urile, distileriile din Isla câștigă atâția bani și notorietate. Pentru că pot vinde tânăr. Pot vinde tânăr. Deci nu mai îți pierzi atâta timp așteptând 12, nu știu câți ani. Și vândând, având posibilitatea asta de a vinde destul de tânăr, câștigi bani comparativ cu alte distilerii din alte zone ale Scoției. La ce duce chestia asta? Chestia asta duce la o micșorare a stocurilor. Cererea crește, nu mai lași whisky-uri. Lagavulinul, de ce apreciez Lagavulinul? Lagavulinul apreciez întotdeauna această distilerie că și-a pus ani pe sticlă. Întotdeauna. Nu le-a fost rușine să-și pună ani pe sticlă. Trendul acum, nu numai la distileriile din Isla, prin cererea foarte mare, este să venim cu tot felul de denumiri celtice, tot felul de etichețele. Ok, câte? Păi e nefiltrat, e necolorat, păi vă oferim și ceva grade sau nu grade, vă oferim și câți ani? Bă, putem spune că sunt chestii foarte rare și foarte bătrâne acolo. Da, extraordinar. Eu chiar înnebunesc când aud chestiile astea, pentru că asta duce la o prostire a consumatorului. Mă uitam, Ardbeg-ul are tot felul de ediții speciale. Ardbeg-ul are doar chestia de 10 ani și a apărut anul ăsta, ediția de 19 ani. Care s-a vândut ca pâinea caldă. Ardbeg-ul scoate an de an. Ardbeg Alligator, Supernova, Darkov, Drum, Groove, Kelpie, toate la prețuri foarte mari. Și spuneți-mi mie, în afară de sortimentele de bază, cel de 10, Ugagalul, care este fantastic, este unul din primele 10 whisky-uri ale mele, băgat la un preț rezonabil. Corey Brecken, care... Deci, oamenii ăștia, ok, nu-mi scrie ani. Deci, semn că ai chestii tinere aici. Dar mi-o oferi 54,2 grade. Mi-o oferi nefiltrare și necolorare. Bine, 54 se înțelege că e nefiltrat. Corey Brecken, undeva la 330-340 de lei. 57 de grade mi-o oferi. Da, dar Ardbeg-ul și-a făcut o asemenea armată de fani. De fani din aia îndoctrinați, care nu văd decât în față, încât lor li se poate vinde orice. Vă vindem Kelpie. De ce? Ediție limitată. Câte grade? 46 sau 47. Care-i șmecherea de mi-l dați cu 7-8 milioane? Păi vezi, domne, este pus la maturat în butoaie virgine de la nordul Mării Negre. Ok, deci 7 ani pentru ăsta? Uh-huh. 7 milioane pentru ăsta, pardon, 7 milioane îmi cereți pentru ăsta, 8 milioane? Nu contează, e ediție limitată. Când aud ediție limitată, eu nebunesc. Ediție limitată. E același lucru ca și la blenduri. Very special, very rare. Eu nebunesc. Special reserve. Când văd chestiile astea, limited edition, special reserve, very rare, eu știu exact că nu trebuie să mă ating de whisky respectiv. Pentru că se ascunde faptul că nu pot pune ani pe ei. Puneți ani! Mama voastră, puneți ani, e așa greu să puneți ani pe ei? Nu, vă dați cu firma în cap, vă scade rangul de mare distilerie. Ei, Lagavulin a avut tupeu și a fost prima distilerie
din Aila care a pus 8 ani. Pentru că le e rușine să pună sub 10 ani. Preferă să pună o denumire Cacamaca, nu știu ce denumire celtică. Denumire celtică și când vezi o denumire celtică și vezi, interesantă cutie, frumoasă poveste. Dar dacă vezi acolo un 6 sau 7, 8 ani, nu-l mai cumpăr, e prea tânăr. De asta se feresc. Le e frică să pună numărul de ani. Ei, la Gavul nu tot timpul a avut numărul de ani. E asta apreciez eu la această distilerie. Nu că mama m-a enervat. Și prin faptul ăsta, și se vine cu ideea, păi nu avem cerere de nu mai avem stocuri, cerere prea mare. Mă, dacă cererea e atât de mare, Arbeg, o distilerie de 1.250.000 de litri, deci o distilerie pe jumătatea Lagavulinului, cum scoate ediții limitate de 60-70.000 de sticle? Asta este ediție limitată la 60-70.000 de sticle? A, ediție limitată când scoate Jack Daniels 70.000 de sticle, pentru că distileria aia are 10 de milioane în volumul. Dar când tu ai 1.250.000, cum îți costă tu distilerie? Se merge pe ideea asta de a suntem într-un consumerism fantastic. Deci trăim cel mai mare paradox. Noi avem acces la internet, la informații și trăim cel mai mare paradox. Suntem cei mai prostiți acum. Nu ne mai informăm. Avem posibilitatea de a ne informa internetul, dar nu ne informăm. Suntem obsedați de ideea de a cumpăra consumerism. Glenmorangie, Spios, non statement, 46 de grade. Păi vezi tu, este în butoaie X-Ray, extraordinar și atât de rare sunt butoaiele în care a fost secara raiul. Păi în America există peste 100 de branduri de rai, au ăia la butoaie de să vă dea să vă zăbăiasă și pe nas. De ce îmi cer tu 440 de lei pe el? Non-estatement. Străim într-o perioadă, Nectar, Doru, Lazanta, apar la Glenmorangie tot felul de denumiri, Bacanta, Facanta, nu știu ce. Ok, foarte bine. Să apară non-statement-uri. N-am nimic împotrivă. Să apară. Bă, dar nu-mi cereți, nu-mi insultați mie inteligența, mă. Iar insultați mie inteligența. Și unul care nu respectă banul, aruncă cu banul jos imediat. A, păi îl iau, că e nu știu cum. Dar merită banul respectiv. Pentru că din cauza ăstora care aruncă cu banul jos, s-a destabilizat piața. Să nu zică mie Glenmorangie că n-au stocuri. O distilere la 7 milioane de litri de numeric pe an. Nu că m-am enervat, am luat-o pe arătură. Dar oricum știam că e emisiune filler, așa că vorbesc ca să dau niște sfaturi. Nu, ca să deschid ochii oamenilor, cum să cumpere. Vă dau alt exemplu. Vă spuneam că în anii 70 scoțienii au produs single malt de nu se poate. Și apoi a urmat criza din anii 80. Când nu se mai bea în Marea Britanie nici decât bere și vodka. Și nu mai aveau oamenii de... Și au rămas cu butoaiele pe stoc. E, butoaiele alea pe stoc din anii 70 au fost puse la vânzare, au fost băgate sticle îmbuteliate la începutul anilor 2000. Cât costa o sticlă de Ardbeg, ediția Lord of the Isles, în 2002, 2003, 2004? 150 de lire, 140 de lire. Cât costa acum, dacă vrei să bei un Ardbeg de 25 de ani? 1500 de lire. Deci, exact același whisky, numai că în 15 ani, pentru că s-a destabilizat piața din cauza cererii și proștilor care sunt băgați doar în 20-30 de branduri. Ei insistă doar pe alea 20-30 de branduri. De ce Macallan nu își permite să scoată an de an tot felul de ediții de căcat de 40 de grade, non-statement, ruby, pubi, cubi, tot felul de denumiri? Și să le vândă cu 4-5 milioane sticla. Și să există proștii care să cumpere acele sticle. Acești neinformați, acești ignoranți. Și să existe speculanții care se duc la distilerie cu
cu microbuzul și își umplu microbuzul și apoi le vând la piața secundară retardaților care dau bani. Vă spun un lucru. Uite, vă dau alt exemplu. Yamazaki de 25 de ani. Un whisky japonez, da? Vedeam un clip pe net. Doi englezi, erau beți, beau bere și aveau un dulap plin de whisky-uri. Și unul era, n-avea nicio treabă, era un indian. Sunt mulți indieni în Anglia. Și culmea că cei mai mulți colecționari în Anglia de whisky sunt indieni. Nu știu cum. Ok, asta e altă problemă. Vorbeam de Yamazaki ăla de 25 de ani. Și vedeam acel clip cu indianul ăla și cu englezul și erau beți și spunea indianul, uite, Yamazaki ăsta de 25 de ani, am dat, își prezenta colecția. Erau nedesfăcute, neatinse. Și spunea, am dat 500, nu știu cât de lire, 500 și ceva de lire. Și ăla la altul, neapă nicio treabă cu whisky, spune, aoleu, 500 de lire pe un whisky, ești nebun? Și zică, bă, prostule, eu pe ăsta îl dau acum cu 5.500, ușor. Și mie era chestia asta acum vreo un an, doi ani și nu mi-a venit să cred. Și am zis, ok, ia să mă interesez dacă are dreptate. Și prețul Yamazaki-ului, un whisky de 43 de grade filtrat colorat, costă între 5.000 și 7.000 de lire în ziua de astăzi. Deci, măi, avis nobilor ăstora care zic că beau whisky de 6.000 de lire. Aoleu, ce puternic sunt! Nu tâmpitule, acum 10 ani ăla costa 500 de lire. Înțelegi? Asta este snobismul cu proștii ăștia din zona whisky-ului care nu știu să aprecieze whisky-ul, băutura, ci raritate. Ei beau raritate, nu beau calitate. Vă mai dau un alt exemplu. Vedeam un interviu acum ceva timp cu doi organizatori de licitații din Marea Britanie. Și aveau numai chestii vintage, cu chestii de 40, 50, 60 de ani, la 8-10.000 de lire sticla, 12-15.000 de lire, deci chestii... Ok. Și a venit unul, un milionar, multimilionar, le-a cumpărat, așa, a pus banii jos și a zis cât pentru toată, tot ce vindeți voi aici. Și au făcut calcul, tuc, 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 tuc. Păi cam 500.000 de lire, de jumătate de milion de lire. Și a pus banii jos, 500.000 de lire, și a luat câteva zeci de sticle de whisky la majoritatea 10-15.000 bucata sticla. A închiriat un casino și a adus câteva zeci de prieteni multimilionari, miliardari de lui și au spart toate sticlele într-o noapte. Beau whisky-ul de 10.000 de lire sticla, de 50 de ani, cum beau prostacii șaturi în pub-uri la noi de Jack Daniels, da? Sau cum beau eu berea asta acum? Vedeți voi, asta înseamnă lipsă de respect pentru băutura respectivă. O să ziceți acum, bă, Dania, păi ți-e ciudă, bă, când tu ești un sărăntoc și ia uite, ți-e ciudă pe ăla. Nu, nu respectă băutura respectivă. El doar vrea să arată opulență. Există, de asta este destabilizată piața de proști care nu stau să analizeze ani, numărul de grade, filtra la rece, în ce butoaie, dacă își merită banul. Nu, au bani și dau banii jos. Pac, 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 pac. Mai ales chestia asta este foarte răspândită în ăștia care lucrează în corporații și au câteva mii de euro salariu și își pot permite fără să gândească. Ok, dacă costă 5 milioane, le dau imediat. Chiar dacă nu mă interesează, ori 5 milioane, ori 3 milioane pentru mine, la fel e. Mai la fel sunt. Pac, le dau jos. Și prin chestia asta se destabilizează piața, pentru că retardații ăștia sunt orientați doar pe 20-30 de branduri. Brandurile respective le crește prețul
Pentru că oricui îi acorzi interes, îți crește prețul. Și celelalte distilerii care chiar au ceva de spus, bine, și astea au de spus, stați liniștiți, dar nu mai fiți orientați doar pe 20-30 de branduri. Aveți o groază de oferte. Sunt atâtea distilerii noi apărute sau distilerii care sunt mai obscure și vă pot oferi aceeași calitate, poate chiar mai bună, dar la prețuri pe jumătate, pe treime sau pe sfert chiar. Este simplu ca bună ziua. Cum să vă explic eu? Nu e nicio filozofie a lui Socrate, nu e nicio teorie a relativității a lui Einstein. Nu trebuie să fii geniu ca să-ți dai seama de lucrurile astea. Vă dau un exemplu. Dacă ești gras și spui, băi, am încercat toate rețetele ca să slăbesc, toate regimurile, toate rahaturile. Nu, eu îți dau un simplu sfat. Mănâncă mai puțin, mișcă-te mai mult. Poftim? Da, ai auzit bine. E simplu ca bună ziua. Mănâncă mai puțin, mișcă-te mai mult. Așa și cu cererea și oferta. Este dinainte de a se inventa banul. De pe vremea când exista troc între triburi. Îți dau nu știu câte femei, tu dăm nu știu câte piei, vreau și 20 de hălci de carne. Deci, de la nivelul epocii preistorice, cerere și ofertă. Dacă voi continuați să susțineți, să cumpărați aceste 20 de branduri umflate, întotdeauna va exista acest dezechilibru. Încercați să nu mai acordați atenție acestor branduri ultra umflate și încercați să cumpărați de la brandurile mai puțin cunoscute. Pentru că astfel se va echilibra piața. Va exista un echilibru între cerere și ofertă. Dacă începeți să nu mai acordați importanță brandurilor umflate, și începeți să cumpărați și alte whisky. Uitați-vă, v-am dat exemplu cu Liceiul sau cu Tobermory. Whisky-uri fenomenale, prezentate la preț mic. Și câte alte. Deci, încercați să căutați și în altă parte. Nu mai stați doar în chestiile alea. Puteți găsi aceeași calitate la preț pe jumătate sau pe sfert. De asta spun, uitați-vă, vedeam, oamenii sunt, trăim în epoca asta a consumerismului. Vedeam, unul făcea review la Artbeg Darkov și spunea, nu știu cât, faptul că nu se simt PPM-uri în el, sunt sigur că sunt whisky-uri de 15 și 18 ani în acest Artbeg de Dark Cove, cel mai negru dintre Artbeguri. De ce? Păi nici ăsta n-are PPM-uri. Dacă vrei să-l lași la light, să nu-l afum foarte tare, îl lași ușor de la început, da? Nu trebuie să vezi, domnule, dacă Dark Cove-ul nu era foarte afumat, cu siguranță avea vreo 18 ani el. Păi dacă avea 18 ani, omul avea boașe și spunea, bă, am nu atâtea whisky-uri, nu, dar are chestii tinere. Nu spune nimeni că în aceste whisky-uri, trendul ăsta de a non-estamentului, de a se bagă și chestii mai bătrâne, la 18, la 20 de ani, dar majoritatea este formată din chestii tinere, pentru că e ușor de păcălit lumea. Bă, n-am nimic împotriva non-estamentului. N-am nimic. Nu mi le mai dați la prețuri duble decât chestiile de bază, expresiile de bază. Vă rog frumos, nu mai insultați inteligența. Dacă mi le dați la prețuri duble, am o rugăminte. Puneți-mi-le la 55-56 de grade cask strength. Nu!
Dacă merge să prostești omul și la grade mai puține și fără ani, de ce nu? Nu? Și urmăream alt review, un american. Spunea, păi arde cu Gadal. Cu Gadal. Este atât de bun whisky-ul ăsta. Este un chilipir la 65-70 de dolari. Îl găsiți la 70 de dolari. Este un chilipir la 70 de dolari. Nu, omule! Nu! Ăsta este prețul lui. Am ajuns să trăim în acea perioadă a consumerismului încât normalul mi se pare anormal. Ăsta este prețul lui. Cineva spunea, Lagavulin de 16 ani are un preț extraordinar. La 260-280 de lei, 50 și ceva de lire, că era englez, 50 și ceva de lire. Nu, ăsta e prețul lui normal. Au ajuns să ni se pară lucrurile care ar trebui să ne fie normale, anormale. Dacă eu mă întorc în timp, dacă aș avea o mașină a timpului și m-aș întoarce în timp cu 15 ani, eu mi-aș lua aceste whisky-uri la jumătate de preț. Tâmpiților, treziți-vă! Treziți-vă odată! Consumerismul ăsta este canceros! Nica! Aoleu! Avem Nica! Doar la 50 de lire, 40 de lire... Bine, astea sunt la 180... Ăsta e pur... Aoleu! Avem whisky japonez la 185 și 200 de lei! Deci nu ne vine să credem! Nu, astea ar trebui să fie prețurile lor normale, nu sunt chilipiruri, sunt prezentate la prețuri normale. Dar a ajuns normalul să ni se pare anormal, atât de indoctrinați în consumerism suntem. Ok, cred că deja m-am enervat pe ziua de astăzi. Pa, pa, pe data viitoare.